Ea este construită în anul 2560 înaintea lui Hristos și nu se știe încă cum a fost construită. Unii oameni și unii arheologi spun că a fost construită de către oameni, fiind foarte, foarte mulți, sute de mii de oameni care au construit-o, dar alți arheologi spun că au fost extraterestri și că au construit-o. Adevărat, așa zice pe istorie. Dacă ne luăm după istorie, piramida, sunt trei piramide, de fapt. Una a lui Cheops, una a lui Chefren și una a lui Micoerinos, care sunt în spatele Sfinxului, un cap de om cu corpul de leu, care se spune că păzește piramidele. Aș vrea să spun despre mumii. Mumiile erau așa ca un drum spre eternitate. Mumiile sunt, de fapt, sfinții regi și slujitorii lor, care erau puși odată cu regii pentru, în mormânt pentru a-i ajuta în sus în cerul, unde se duceau ei. Alături de regi se puneau și furculițe, linguri, foarte mult aur, fapt pentru care oamenii au încercat să fure din bogățiile acelea. Ca să fie induși în eroare, cei care au vrut să fure, se mai făcea încă o machetă a piramidei, dar pe care nu se punea aur, doar se picta. Și se făcea așa o copie a originalului, care era... Dar nu a piramidei, ci a camerei mortuale. A camerei mortuale, da. Era așa o copie și ca să te inducă în eroare. Adevărata mumie era pusă într-o cameră secretă pe care... Cum ajunge în camera cu mumie? Cum ajungeam? Este o cameră ascunsă și trebuia să treci de foarte multe coridoare și foarte multe capcane. Un arheolog, nu-i rețin numele, a încercat să ia aurul din piramidă, ajutat de un alt prieten de-al lui. După ce au intrat în piramidă și au luat tot aurul și au ieșit afară, s-au îmbolnăvit grav din cauza lipsei de oxigen în piramidă și a capcanelor cu otrăvitoare puse acolo. Și de aia s-a vorbit despre un blestem al piramidelor. Da, da. Avem niște întrebări în spate. David? Aș vrea să știu și eu. Am auzit că vârful era din aur. Este adevărat? Poftim? Că vârful piramidei era din aur. Toată piramida era poleită cu aur. Piramida, ce este interesant, este pusă fix pe paralela de 30 de grade. Da, dar răspunde-i strict la întrebarea lui. Vârful și toată piramida era poleită cu aur. Altă întrebare, mai era cineva cu mâna sus. Zi, Ștefania. Dacă știați, în aer era o substanță toxică. Da, Ștefi, ce am spus eu despre capcane? De capcane, da. În aer acolo era și lipsă de oxigen, fiind neaerisit în ghilimele, de mii de ani, de 4.000 de ani. Până la construirea turnului Eiffel, piramida era cea mai înaltă construcție din lume. La o treime de vârf... Acum vorbim strict de piramida lui Cheops, de cea mai mare. Da. La o treime de vârf și două treimi de bază, este un loc unde soarele bate egal, fapt ce permite plantelor să se dezvolte foarte, foarte repede. Da, e așa numitul efect de piramidă, care are o mulțime de valențe și în continuare se studiază și sunt extrem de multe uimiri. Sunt oameni care pur și simplu întineresc. Dacă își construiesc o piramidă și locuiesc la o treime față de bază, își pun acolo patul, pe măsură ce trece timpul întineresc. Ăsta este efectul de piramidă. Nu se poate explica științific, dar se văd niște simptome speciale. Iar plantele acolo cresc într-o zi cât... La noi în o lună. Da. Unde este situația?
situată piramida. Piramida este situată în mijlocul, în deșert, aproape de râul Nil, în actualul Egipt. Nilul... Destul de aproape de Cairo, da. De capitală, da. În tot Egiptul sunt foarte, foarte, foarte multe piramide, dar niciuna așa de mare și de impresionantă ca aceea lui Cheops. Bun, Ovidiu, da. Îl lăsăm și... Spune și voi. Da, domnișoară. Greutatea piramidei era de 5,3 milioane de tone. De tone și... Înălțimea piramidei este de 1245,5 metri, adică 0,09 mile engleze. Pământul are 900 de... nu. 9 milioane de mile, parcă. Lungime. Lungime, dacă sunt să măsurăm, atât ne dă. Întrebări? Întrebări aveți? A da, terminat prezent? David, da, David. Mai am încă o întrebare și atât. Piramida, știu că a fost jefuită de trei hoți, dar au luat bijuteriile și când erau să fugă, au și murit, au murit cu ele acolo. A nu se confunda toate poveștile despre piramide cu povestea piramidei lui Cheops, unde nu s-a găsit niciodată nicio mumie, da. Dacă nu mă înșel. Da. Deci nu toate poveștile... despre piramide se referă la piramida lui Cheops, pentru că el a spus că sunt sute de piramide în Egipt. În cazul nostru, asta mare, se pare că n-a găzduit nicio mumie. Doamna, mai vrea și Ștefi să zică. Da, Ștefi. Dacă știi cum a fost mumificat... Despre mumificare. Regilor... Eu preferam despre piramidă. Da. Că despre mumificare am făcut Egiptul la un moment dat, nu? Da. Cam atât despre piramidă, dacă îmi permite să spun și despre mumificare. Regilor și cei mumificați, li se introduceau două vițișoare pe nas și li se scotea creierul. O, este absolut... Nu. O vite taci. Nu. Mai da. Ei erau... Despre piramidă. Despre piramidă. Domnii, despre piramidă. Înțeleg că cineva a făcut niște creații artistico, prezentați-le pe astea. Ale cui sunt? Cine le-a muncit? Alex. Cine le-a muncit? Alex. Eu. Ce, ce ai făcut acolo? Arată-le colegilor. Andrei. Bun, altceva, ce desene ai mai făcut? Că și asta e o muncă. Aici este Sfinxul. Arată-l... Măi, așa. Despre Sfinx cunoașteți vreo poveste? Sfinxul știm că se spune despre el că păzește piramidele. Da. Este pasnicul lor. E pasnicul lor, da, și de obicei punea întrebări încuietoare. A căzut nasul și bărbia și nu s-a mai găsit parcă. Da, au dat soldații lui Napoleon, au dat cu tunul către el. Da. O să spun și eu ce face mai despre Sfinx. Da. Nu întâmplător, ei au ales ca Sfinxul să aibă trup de pisică, deoarece pisica în Egipt era considerată sacră. Animal sfânt și dacă intra o pisică într-un palat unde era regina Cleopatra, chiar și regina și tot din Germania trebuia să se aplece pisicii. Da, eu știam că trupul e de leu, nu de pisică. De leu, nu e de pisică. Bun, ce desene mai aveți? Eu, Andrei. Andrei, tu ce ai făcut? Păi, el a scos la intimă. Așa. Acesta este făcut manual, interiorul unei piramide obișnuite. Cu ce elemente? Regine, camera reginei, coridor. Coridor ramificat. Hai că le-am învățat. Galerie, găuri de risit. Deci aici undeva în mijlocul piramidei era plasată camera regelui și camera reginei. Și de obicei aceste coridoare se prăbușeau ca să nu aibă ulterior acces către ele. Da.
Da, tu? Sfințul. Așa. O piramidă. Da. Piramida lui Cheops. O mumie și cele trei piramide. Bravo, deci talentul tău la desen este aproape nul, dar entuziasmul compensează cu siguranță. Bravo. Domnișoara? Eu am scris, doamna, pe mine am scris tot. Eu se înțeleg așa, că echipa asta a funcționat foarte bine, sunteți încântați de voi. Da. Și sunteți... prieteni buni și aproape. Da. Bun. Mie mi s-au părut că au funcționat efectiv ca o echipă, da? 10 la tot. Bravo. Felicitări, 11, da, 11.